răspunsuri satisfăcătoare. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Isaia 55:9. Planurile noastre nu sunt întotdeauna planurile lui Dumnezeu. În grija și în interesul său plin de iubire pentru noi, deseori El, care ne înțelege mai bine decât ne înțelegem chiar noi înșine, refuză să ne permită căutările egoiste și împlinirea ambițiilor proprii. Adeseori, planul nostru dă greș pentru ca să izbutească planul pe care Dumnezeu îl are pentru noi. În viața viitoare, tainele ce ne-au necăjit și dezamăgit vor fi dezlegate. Vom vedea că rugăciunile noastre ce păreau să nu primească răspuns și speranțele noastre dezamăgite au fost printre cele mai mari binecuvântări ale noastre. Acum nu suntem destul de avansați în realizări spirituale ca să pricepem misterele lui Dumnezeu. Dar atunci când vom face parte din familia cerului, aceste taine vor fi clarificate. Atunci va fi descoperit mult în explicarea lucrurilor asupra cărora Dumnezeu păstrează tăcere acum din cauza că noi nu am acumulat și apreciat ceea ce a fost făcut cunoscut cu privire la tainele veșnice. Ceea ce mintea nu poate să cuprindă acum pentru că este greu de înțeles, va fi explicat. Vom vedea lămurit lucrurile ce păreau inexplicabile. Vom vedea înțelepciune în lucrurile ce nu ne-au fost descoperite și har plin de îndurare în tot ceea ce ne-a fost împărtășit. Adevărul va fi desfășurat pentru orice minte, liber de obscuritate și limpede, iar strălucirea lui va dăinui. Inima va fi făcută să cânte de bucurie. Controversele vor fi încheiate pentru totdeauna și dificultățile rezolvate. Tot ceea ce ne-a pus în nedumerire cu privire la providența lui Dumnezeu va fi făcut clar în lumea viitoare. Lucrurile greu de înțeles își vor găsi explicația. Tainele Harului vor fi desfășurate înaintea noastră. Acolo unde mintea mărginită descoperă numai confuzie și făgăduințe neîmplinite, vom vedea armonia cea mai frumoasă și desăvârșită. Vom ști că iubirea infinită a rânduit experiențele ce păreau greu de îndurat. Când ne dăm seama de grija duioasă a celui care face toate lucrurile să lucreze împreună pentru binele nostru, ne vom bucura cu o bucurie nespusă și plină de slavă.